Ei, la alții peste el și pe video și l-au închis inițial. După care am început faza cu spirul, astfel încât el s-a făcut avocat că avea probleme. Poliția locală s-a asociat cu el, că de locală Plăniște. Și cam atât. O leacă de nimic. Dacă și scoateți oamenii afară și vindeți apartamentele din asociație, seamănă idem cu Boom.